Salutare lume, cu voi Sergiu și video de azi o să fie mai mult despre mutarea noastră la o altă casă. Vine vara și copiii vor bazin, batut, scrinciu, până o să ne mutăm la casa noastră, care o construim acum, despre care o să fie video. Ne mutăm acum la chirie, la o casă mai mare, care are o bucățică de curte, ca să treacă vara mai plăcut pentru noi și copii. Așa că video de azi o să fie mai mult despre mutarea asta. Și ne aflăm noi acum în penultima zi în apartamentul nostru, pentru că în două zile noi trebuie să strângem absolut tot, trebuie să eliberăm apartamentul. Acum eu termin de editat video lui Alex pe canalul lui și pe urmă ne apucăm de mutare după micul dejun. Să vedem unde e familia. Familia, bună dimineața! Ce faceți? Blinele cu smântână și miere. Blinele cu smântână și miere? Da. Foarte gustoase. Uh-huh. Multe? Da. Aici mămica, neața mami. Este frig. Shit. Frigitare. Am vrut să arăt că eu pot servi, dar era prea servit. Îmi place ceai negru cu lămâi. Nutella. Nutella cu blinele. Da. А, дар аїч я смотрю. Аїч я смотрю. Ну, не жалі слідам шлор, да, і майбіні... Алекс, ну, вряд, Ар'яна. Алекс, ну, вряд, Ар'яна, вряд, а майбіні смонучі м'єрі. Да, йо ку м'єрі, ну, под, мука, блінєлі. Фащим відео ку мутаря? Оооо, да. Саратам дат бардаку дін касу. Дат бардаку ши, ну, шту, доу зелі не треба тет аса стрінжем, а інкіпиць, тет каса стрінжем ж гараж. Ши ніш нам іще путанки. Да. Adică tot luăm. Ce faci aici? Zame. Zame. Asta e coșul lui bunica de la țară. Da, da, da. Da, prima apă și până alta, că nu mai des. Prima apă de tot să rup la carne. Deja e bardac la noi în casă. Deci, ce luăm noi din apartamentul ăsta? Practic nimic. Adică 95% lăsăm totul așa cum este. Și asta include camera lui Alex. Da, să se face așa bardac. Jucăriile le luăm, da, dulapul rămâne, da, și bucătăria, deja sunt cutiile, nu știu, trebuie să începem, am pacheta. Și scaunul rămâne, și canapeaua rămâne. Aia asta luăm, deci să vă spun ce luăm. Asta luăm, scaunul ăsta, televizoarele, două, și mașina de spălat. Gata, restul tot rămâne așa cum este. Ariana! Tu știi că ne mutăm în altă casă? Da. Ei, știi. Ei nu înțeleg încă. Noi am văzut niște căzile astea, dar ei, așa, pur și simplu, credeau că ne plimbăm. A, și asta o luăm. Mașina de cafea. Da, restul poate mă... A, vasele, da. Da. Florile personale, da. Așa lăsăm tot. Așa lăsăm tot. Florile tot lăsăm? Nu, no, astea sunt florile mierii. Sus capi de-am. Mai este, le ies odată în ana florile. Poate asta s-a uscat, iar asta s-a uscat, dar ies alt floare. Așa se ieri. Poate asta să nu reziste, dar este tot una de început a florilor alții. Da? Ariana, ajută aici. Salut! Salut! Mamica, cum merge? Eu am început și m-a saturat. Am început de la camera lui Alex? Da. Am aici sacoșe, cutii acolo. Sacoșe punem mai mult piernile și ușoare. Da, hai să dăm și ne lămurim ce avem nevoie și ce nu avem nevoie, că așa este, când scoți tot. Da, și scoatem tot, să lăsăm și curată, să curățăm. Păi, copiii nu au multe haine, pentru copiii că ei au crescut, hainele de data de iarna aceasta, de-am noi vin nici lua Ariana, nici lua Alex. Și am gătit o pungă și a să-i dăm la țară la niște verișori, care sunt mai mici și care poartă hainuțele. Aia este care fi cu ieri. Le lăsăm așa. Da. Și aici multe chestii de la... Asta e cu noi. Acolo e la școală de la el. De la școală, de la bunați are aici multe. Da, așa, da. Astea toate se luăm la casa noastră nouă. A, și pe asta să nu uităm, a? Da, și asta să nu uităm, chiar că... Împachetările mărg în toi. A, za două zi mai pozitiv. Obosit, da, za două zi. Obosit, dar pozitiv. Și veranda a scos multe. Nu, nu a fost așa. Mi-a liberat patul de căci era și depozit. Aia este toate, să luăm cu mașină. Acolo este camera de garderobă și
Luăm așa tot împreună și punem tot acolo împreună. Haine de iarnă, nu deschidem. Gata, ne aflăm la ultima stadie. Este a treia zi de când împachetăm. Și e ca așa arată la noi casa. Aproape tot gata. Cuși peste 3 ore să vie busul. Să încărcăm tot. Bucătăria tot e gata. Cursul nostru strâns tot aici. Și ca este o rămas, luăm și deasupra, că nu într-o tot e curat deja. Scaunul e gata, scaunul a spus că luăm. Cristina termină și veranda și mașinca o luăm. Cosmos îi așteaptă cu nerăbdare acolo. Eu mă tin că nu înțelege ce se întâmplă la noi și lor leacă așa. Da, e trist. E trist, da. El crede că noi plecăm și o să-l lăsăm. Și acum eu ascot televizorul ăsta. Trebuie să-l scot și să-i pun piciorușul. Că ăsta luăm și acolo noi o să-l punem pe o tumbă. N-a să fie pe perete. Camera lui Alex tot e gata, adică rămâne totul așa cum vedeți. Pentru următorul copilaș, să aibă amintiri frumoase. O, tata, ne-ai prins? Da, ia că așa. Tata, o dus api, dă-i te rog. E seara. Na, Ariana, api, tata, dă-ți api. Oi, mulțumim! E seara și ia că cina noastră. Da, mămica, n-am mai reușit nimic să... N-am dovedit să facem nică. Cuși mâncăm și ați vă arăt ce se face în casa asta. Dar și ați vă arăt că e... Ne-am mutat pe la 6. Am crezut că o să avem timp și de aranjat lucrurile și de mâncat, să facă Cristina și ăla să mâncăm. Dar e deja e ora 10. Da, e 10 mâncări. Și nu, nu e de-abia acum mâncăm. Că de-abia acum am terminat și am comandat că să mâncăm. Și deja mâine să facem, tot la locul lui, că curățenii s-au făcut azi generală și e curat în casă. Da, lucrurile, trebuie să... Doar, da? Arena e... Am stat foarte mult afară. Da. S-a noptat. Am mai făcut niște lucruri pe o gradă de anul. Da. Dacă avem o gradă, deja stăm mult afară. Ce? Tot bine? Și când ne-am trezit, mi-era foame rău. Și am așteptat o oră, nu știu... Era n-am mai vreo 20 de ore întrebat de mâncare, să mâncăm asta. Da, noi sau... prima dată că am uitat cum am uitat. N-am mai acuș. Da, am zis că am uși termin, ba una, ba alta. Și am luat ca borș. Da, borșul e super. Ciorbă de legume și plășinte cu brânză am luat. Gustos. Și mă ligă cu și mă ligă. Cărniță și am luat plăcintă cu măr. Gustos plăcintă cu măr? Gustos, Ariana. Ariana, nu m-a venit mâncare, Ariana s-a schimbat dispoziția din asta. Da, da. Și Alex, eu mai ai și tu încă una ai plină. Încă una este, Ariana. Eu uite încă una acolo. De ce n-ai văzut-o? Mami. Eu crezut că e ultima. Da, crezut că e ultima. Încă una, da, încă una. Am făcut două drumuri cu busul, un sprinter mare, pentru că nu am căput. Cu toate că am luat parc practic nimic, dar nu am căput. Am multe lucruri și în garaj, jucările, deci prieteni. Da, numai jucările la copii mult. Alex a spus că îi place casa, dar e frig și nu internet. Dar internet nu e pentru că nu știm parola la Wi-Fi. Da, încă una. Nu știm parola la Wi-Fi, pentru asta trebuie să mă conectez cu calculatorul să-l setez și să intru în router să văd, pentru că nu e acela care e standard. Și deja mâine și internet și la televizor am uitat să aduc cablu să-l pun în priză. Deja mâine să... Să fericiți copii că a stat în curte. Bărdacu, uitați-o și să faci în casă. Și să faci în casă asta. Și iar și salut, suntem la 5-a zi, cred că, și noi am terminat. Am golit apartamentul, să vă arăt acolo și cum arată. Deja 2 zile dormim la casa noastră nouă. La care, House Tour, puteți să-l vedeți pe canalul lui Alex, el deja este postat. Încă așa bucătăria, ferestrele sunt deschise pentru că Cristina a spălat, am spălat cu soluții, bine, să lăsăm curat din urma noastră. Acolo sunt cheile deja, documentele la casă, apartament adică. Aici așa, cum v-am spus, a rămas, toată camera lui Alex a rămas și la Ariana a rămas dulapul. Scaunul l-am luat, fără plouă, timpul nu ține cu noi, televizorul l-am luat aici, aici oficiu,
țineți minte. Deci l-ai ales și aici tot am luat televizorul și cam asta. Deja pe canalul lui Alex puteți să vedeți casa la care ne-am mutat noi, la chirie. Până o să fie casa noastră gata pe care o construim. Acolo deja s-a început să se temelia și lucrează la maxim acolo. Adică chiar dacă plouă acolo, lucrează, nu se oprește lucru. Vin pietri, nu poate săpi ceva, fac altceva. Și cam asta. Un nou început pentru noi, un nou început pentru cumpărătorii care o să cazeze aici. Ei tot de asemenea au un băiat și o fată. Le doresc să aibă amintiri cât mai frumoase în acest apartament, așa cum am avut și noi. Și aici tot gol, gol, gol. Și ai neobișnuit. Țineți minte cum era aici la noi. Dar mă, totul este gol. Afară plouă. Dar nu nimic, trebuie și ploaie. De mult nu a fost ploaie, câteva luni nu a fost ploaie deloc. Și trebuie și ploaie, chiar dacă asta nu e prea bine pentru noi, construim casa, dar ploaie trebuie. Să avem roade, să avem legume, fructe anul ăsta. Altfel, dacă nu-i ploaie, a să mâncăm turșești și chinezești și nici nu știu din ce țară. Cam asta cu video. Cu voi a fost Sergiu Cantodina, ne vedem în video următor, bye!